Протесла Консилиу Superioară Magistraturii. Dau de rușine flagul meu nenat, eu nu știu, pentru și la nenat, dacă se încalcă drepturile omului, dreptul copilului în primul rând. Dar care e flagul? Al Moldovei sau ăsta al Europei? Sau amândouă? Așa amândouă, amândouă, că n-au nici unul n-o meritat. Și de mai multe ore, eu protestez aici și nimeni nu se le indiferent. Poate nu se aude bine, țărul Iacob. N-au, ne-au furat copilul, au mărs pește drept copilul, e judecătoarea de la Florești, șede și râde, italienii râd care trăiesc cu dânsele, că judecătorii râd de noi. Eu nu știu ce dreptate. Este cu dânsele, cu dânsa, adică? Cu fost la sorsă, fix așa au făcut. Am înțeles. Sunt două familii, noi suntem patru copii suferă. Și nimeni, și alu sorsă italian spune că de mine râd judecătorii, eu nu știu de unde, el te grește cu la magistratură cu cineva. Nu, dar cum dacă el îmi scrie pe mesaje că râde judecata de mine? Deși când caut dreptul, când vreau să ne protejez dreptul copilului meu, mă jumate n-am acces la copil. Și categoric nu vreau să lucrez. Dar ce ar trebui să facă judecătorii de unde? În primul rând pe judecătoriasă de la Florești și trag la răspundere. Eu acum am și copilul întors la mine și toată judecătoriasă și aia. Niciodată în lume n-aș fi judecătoriasă asta care acum domnul, cum îi zice, Nicorici, Marcela, au făcut contravenție. Dumnezeu a oprit contravenția, a mărs pe legislație, contravenția pe articolul 64, asta e împiedicarea copilului. Dumneata te-ai plâns la poliție, poliția a amendat-o pe fosta nevastă și judecătoria Nicorici a oprit. Dar cine a amendat-o? A amendat-o chiar procuratura, a mărs și a mărs să judecă doamna Nicoriciu a sancționat-o. Dumnezeu pe urmă oprește contravenția, înțelegeți asta și debilism. Cum nu înțeleg cum. Oprit contravenție dacă e continuă, eu recunoscut, au plătit ștraful și continuă să copilul nu a fost adus, nu și drept are să oprească contravenția. Înțelegeți și dumneavoastră nu vreau să uite. Понятно. Dar ai mai fost pe aici, nu? Da, am fost în nouă dată. Plângeri? După competență la procuratură. Eu nu știu, judecătoarea încalcă și ei mă trimit la procuratură. Procuratura mă trimit încoace. Așa ca un dar mic. Dar ei au considerat poate că încălcarea e de natură penală și trebuie să se ocupe penală, nu procuratura penală, de asta. Ei trebuie să dea după competență, nu eu trebuie să dau. Eu să păi iată, mic. De asta și-o trimis la procuratură. Dar nu trimis, a, te-o trimis pe dumneata, auzi, du-te și plângi la procuratură, da? Ei pe mine mă trimit, dar ei trebuie să dea după competență dumneavoastră. Ce așa scutină, eu an jumate n-am acces la copil, care l-a crescut la 5 luni, copilul de sânt. Până la 4 ani jumate, nimeni în țara asta n-a avut drept în ei. Dar cum îl creșteai de sânt? Dar cum, cu lapte. Mă sculam noapte, 5 ori pe noapte, încălzim laptele la ăsta. Când o femeie îi dă sânt în gură și la ăsta. Eu bărbat, înțelegi că doi copii minori. Categoric, nu știu. Eu îmi fac să eu un corp să-mi fac aici și să nu plec de aici. Fac când începe faci greva foame, că e tot. Eu n-am și pierde de mă duc și cu din clasă mă duc, de și mai scumionat pe fața pământului. Nu au avut dreptul în țara asta nimeni să ne iei copilul. În primul rând s-a încălcat drept copilul și se încalcă. Copilul psihic ne l-a traumat, când l-a luat copilul a fost forțat, luat, l-a luat drept copilul. Și continuă să meargă. Acum am făcut protestul la minister, ministerul m-a trimite la trafic de ființe, traficul de ființe, spune doamna Cristina că Italia n-a să-mi dea copilul. Nu cum așa? Dar de ce țara noastră a procedat așa și a dat voie la copil să iasă? Și țară, și stat de la generația tână în alt stat să se ducă. Ori numai la Republica Moldova. A fost coruptă și s-a schimbat, dar nu s-a schimbat nică. Corupția tot merge înainte.